A fi în prezența scriitorului Dinu Săraru, a dialoga pe teme de actualitate culturală sau de restituirea unor secvențe prea puțin cunoscute din istoria culturii române, este un privilegiu. Este înainte de toate un spectacol al discursului liber, argumentat în cascade de detalii cu o forță a persuadării pe care o întâlnim doar la mari autori și oratori. La finalul dialogului sentimental este satisfacția că ai cunoscut o personalitate remarcabilă a culturii române, martor și actant al unor evenimente irepetabile ca implicare în derularea destinului culturii române. Mărturie stau dialogurile înregistrate de-a lungul anilor cu domnia sa, azi aproape uitate, dacă nu ar fi înregistrările radiofonice salvate din dorința de a readuce în prim plan, în circumstanțe aniversare, mărturii despre o istorie prea puțin cunoscută. Circumstanțe aniversare pentru că recent maestru Dinu Săraru a împlinit 85 de ani. La mulți ani, maestre, vă spunem și în acest context radiofonic, să ne trăiți tinerețe fără bătrânețe, vă dorim. Vă mulțumesc, stimate colegă, și mă bucur că vă aud și mă bucur că putem vorbi amândoi astăzi. Este momentul aniversar, momentul reîntâlnirii periodice cu dumneavoastră, dar este și momentul evenimentului cultural pe care dumneavoastră îl produceți prin publicarea încă unui roman, încă unei opere care revoluționează deopotrivă memoria culturală și memoria colectivității. S-a întâmplat recent, prin apariția romanului Ura din ochii vulpi, recentul dumneavoastră roman, care este, pe lângă acea poveste extraordinară, este și o istorie mai puțin știută de public, o poveste din spatele poveștii. Și despre această poveste aș dori, maestră, să ne vorbiți în clipele următoare. Care este povestea romanului și care este cheia de descifrare a acestei povești? E o întrebare grea pentru mine, ce vreau să vă spun. Romanul ăsta a fost scris într-un mod, aș zice eu, special, pentru că el a fost scris, cum să vă spun eu, dacă ar fi trebuit să povestesc romanul ăsta, nu l-aș fi făcut cu mai mult suflet decât l-am scris, dictându-l. Și atunci o să înțelegeți că el este încărcat de o emoție cu totul deosebită. Deosebită de emoția scrisului pe hârtie sau scrisului la mașina de scris sau scrisului la computer. Adică l-ați dictat L-am dictat cuiva pentru că nu așa mai cum puteam l-ați lucra povesti. pe computer, că îmi oboseau ochii. Și atunci l-am dictat, e o experiență inedită pentru mine, o experiență a fost fericită. Dar dictându-l l-am trăit mai intens decât dacă l-aș fi scris de mână sau dacă l-aș fi bătut la mașină. Asta am vrut să vă spun. Și acum, sigur, sunt două povești, asta a subliniat bine. Este povestea unui prieten al meu de care m-a legat și prețuirea și admirația și patima pentru vânătoare și harul lui de a reprezenta tânăra generație de sculptori din România. O generație foarte înzestrată, aș zice eu, la nivelul pictorilor din acea perioadă. Pictorii au fost mult mai bogați în talente decât sculptorii în perioada respectivă. El a fost, zic eu, astăzi un fenomen. Am să vă spun, numai ca să colorăm dialogul nostru, faptul că el a fost rugat să facă o copie a acelui tezaur care se numește Cloșca cu pui de aur și a făcut de asemenea manieră această copie, încât la Muzeul de Istorie, în primele momente, până l-a venit el, nu se mai știa care este cloșca cu pui de aur cumană și care e cloșca cu pui de aur acestui sculptor. Vă dați seama ce har putea să aibă. Este povestea lui tragică, e povestea prieteniei cu el, este povestea unui amor al lui pe care l-am inventat eu. L-am inventat pentru că dacă s-ar fi petrecut în realitate, cred că numai așa s-ar fi petrecut, pentru că el era un vulcan tot timpul viu, în erupție, un personaj contagios și un bărbat frumos, înalt, era un cap de Crist și el tot ca un Crist și tot timpul îți dădea sentimentul când vorbea cu tine că e un Crist răstignit.
Ei, eu l-am obit pe acest prieten mai tânăr ca mine și mare artist și faptul că el a avut sfârșitul tragic pe care l-a avut m-a obsedat aproape 30 de ani. Și am vrut să scriu povestea lui și n-am reușit. 30 de ani am fost obsedat de această poveste până la începutul anului trecut, când am izbucnit să scriu, pornind de la această poveste, dar fără să vreau, fără să-mi dau seama, scriind povestea lui, pentru care mă simțeam dator și față de care aveam, cum să spun eu așa, o piatră pe suflet, că nu reușesc să-i povestesc viața. Scriind la, sau intenționând să scriu și începând să scriu la povestea lui, m-am trezit în povestea unui teatru pe care l-am iubit foarte mult și care a constituit, poate, cea mai frumoasă pagină din biografia mea, pentru care am ars și eu ca un rug necontenit, aprins și mistuitor, și acest teatru, cum să vă, s-a potrivit să se plieze povestea acestui teatru pe povestea sculptorului de care v-am vorbit până acum. Și atât că m-am trezit obligat să-mi plătesc o datorie de conștiință față de povestea acestui teatru, care a reprezentat pentru mine, cum spuneam, una dintre cele mai frumoase și dureroase în același timp pagini din biografia mea, pentru care am suferit foarte mult și care a fost, în esență, în final, a fost o mare dezamăgire. De altfel și romanul se numește așa. De ce a fost o dezamăgire, maestre? Pe lângă faptul că tumultosul istoric întotdeauna răvășește destinele și este inevitabil când se trece de la o epocă la alta, simțim în glasul dumneavoastră un plus de dezamăgire. Se referă la oameni, nu doar la sistem? Se referă și la oameni și la istoria care a făcut ca oamenii să fie sub vremi, cum zicea cronicarul. Vedeți? Și istoria i-a călcat pe ei în picioare și i-a făcut să nu fie la înălțimea gloriei la care i-am dus eu și la înălțimea dragostei cu care i-am înconjurat eu. Sigur că pe drum toți au revenit la sentimentele lor, dar ruptura fusese făcută, se călcase pe sufletul meu, se călcase dureros și nu puteam să închei eu ce aveam de spus fără să povestesc această dureroasă dezamăgire. Ce vreau să vă spun? Este și o mistică în această poveste a teatrului care a reprezentat pentru mine un rug și o mare dezamăgire. Este și exercițiul pe care l-am făcut creștin-ortodox, pentru că în creștinism problema fundamentală este a iertării fără resentimente. Ori eu trebuia să iert și să demonstrez că i-am iertat pe toți fără resentimente și că i-am putut iubi și iubesc și acum pe toți fără resentimente. Sigur că cărbunele l-a aprins, care stă sub cenușe, nu se va stinge niciodată al dezamăgirii, dar iertarea mea a fost și este fără resentimente. Am făcut și acest exercițiu, dacă vreți, de schivnicie spirituală. O întrebare indiscretă, maestre Dinu Săraru, după care promit o surpriză. Da. Vedeta de la Sărindar este un personaj real? Da, mai mult decât atât nu pot să vă spun. Sigur că da. Este un personaj. Am spus că este o întrebare indiscretă. Da, vreau numai să am confirmarea că istoria redată și puse în cadrele narrative, această istorie are niște repere reale, așa cum absolut, a spus dumneavoastră. Absolut reale, absolut, reale, absolut reale. Și atunci încercăm noi să identificăm o epocă. Spuneam că am și o surpriză pentru a fi așa foarte agreabil dialogul cu dumneavoastră. Într-un alt interviu pe care l-am realizat, povesteați despre un spectacol, nu vom abandona romanul, ne vom întoarce la el, dar am vrut un respiro, o să vedeți, e muzical. Da. Povesteați despre satira politică, Astăzi seară stau acasă, vă amintiți? Da. Jucat da. La Craiova cu Fast și cu o întâmplare extraordinară, avându-l în centrul atenției, personaj principal, pe Ștefan Iordache. Am trecut de la romanul care doare la satira politică, pentru că toate converg în aceeași epocă. Ați avut o colaborare, o prietenie cu Ștefan Iordache? Da, foarte mare. I-am fost și naș la 25 de ani de căsătorie.
o familie Iar soția minunată. lui, care era nepoata marelui pictor Tonița, Doamna Mihaela Tonița, da. Mihaela Tonița, care era om de teatru și un profesor de estetică teatrală de excepție și care l-a iubit pe Ștefan nemaipomenit, cum și el a iubit-o pe ea. Ea a fost ca un copil al meu. Și pentru Și el, că, ea chiar așa îmi spunea, tata meu. maestre Dinu Săraru, am adus în discuție această piesă, această satiră politică, jucată la Craiova odată și atât, da, dar pentru care ați avut mari întâmpinări istorice pe acea vreme, pentru că așa se întâmpla în cadrul satirei politice, numai pentru a vă face o mică bucurie să îi ascultați vocea lui Ștefan Iordache cântând alături de Sanda Ladoși. Intrăm în vizuina vulpii. Eu vreau Da, să spun că te ador. el a ținut foarte mult și a apreciat-o pe Sanda Ladoși și a cântat pentru ea. Așa că Sanda Ladoși și Ștefan Iordache sunt cei ce ne vor aminti că există declarații în timp care nu se uită. Eu vreau să spun că te ador. Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare, tu mi-ai rămas rătoare cu tot ce n-ai rostit. Eu te-am iubit visând la clipa aceasta mare, când te voi revedea șoptind așa. Eu vreau vreau să-ți să-ți spun spun că că te te ador, ador, că pot de dragul tău să mor. Cu nimeni nu te împart și nu mă despart de acest vis frumos de dor. Eu vreau să-ți spun că te ador, că pot de dragul tău să mor. Așa îmi este dar să îmi fi păcat toată viața mea. De-aș fi știut cândva ce flacără e în tine, eu te-aș fi luat cu mine să-mi fi mereu trecut. Ai fi avut mereu dorința de mai bine și n-ai mai fi putut să-mi cânti așa. Eu vreau să-ți spun că te ador, că pot de dragul tău să mor. Cu nimeni nu te împar și nu mă despart de acest vis frumos de dor. Eu vreau să-ți spun că te ador, că pot de dragul tău să mor. Așa îmi este dar să îmi fi păcat toată viața mea. Eu te-am iubit visând la clipa aceasta mare, când te voi revedea șoptind așa. Eu vreau să-ți spun că te ador, că pot de dragul tău să mor. Cu nimeni nu te împar și nu mă despart de acest vis frumos de dor. Eu vreau să-ți spun că te ador, că pot de dragul tău să mor. Așa îmi este dar să îmi fi păcat toată viața mea. Ambientul muzical de acum ne ajută să ne reîntoarcem la romanul maestrului Dinu Săraru, un roman recent apărut, Ura din ochii vulpii. La momentul lansării, maestre Dinu Săraru, profesorul Ilie Bădescu, renumitul sociolog și filosof.
și filozof, Ilie Bădescu, făcea o comparație extraordinară. Eu am acum în față cartea dumneavoastră, romanul, și am deschis la cele două pagini invocate de domnul profesor Ilie Bădescu. La pagina 71 este o grafică realizată de Mircea Dumitrescu și la pagina 123, o alta, puse în oglindă cele două, denotă cele trei straturi de semnificații. Să înțeleagă și ascultătorii noștri, un prim strat, două măști, o viață, al doilea strat, o viață, o scenă cu lume multă, și al treilea strat, de substrat, fiind vulpea. Aceasta este prima ilustrație. În final, rămân cei doi, măștile și vulpea, care tronează. Ce semnificație primă are pentru decodarea titlului Ura din ochii vulpii, maestre Dinu Săraru? Vreau să vă spun că și în calte sunt două vulpi. O vulpe reală, autentică, care a condus la o tragedie, la vânătoare. Și este, e povestea adevărată, strict adevărată, și e vorba de acea vulpe și de ura din ochii acelei vulpi reale, vulpe de bărăgan, vulpe de câmpia Brăilei, vulpe de întinsurile nesfârșite ale câmpiei Brăilei, toamna, deci de vulpea aia, și de ura din ochii ei. Și există și ura din ochii unei vulpi care întruchipează ideea de ura. Și aia este, cum spun eu în carte la un moment dat, să strecurase până și în ca o igrafie până și în pereții unui teatru care a fost gloria scenei românești în ultimele două decenii dinainte de decembrie 89. Deci există și această ură care e de sine stătătoare, așa cum și ura de care vorbesc eu în final și de care vorbește cel care a fost prima victimă acestei vulpi. Spune că ura din ochii trăiește în ochii lui ca o ființă de sine stătătoare. Ura era o ființă, vulpea o personifica. Vă citesc pe dumneavoastră, maestre, pentru că am cartea sub ochi. Rămăsese în ochii mei, rămăsese ca o ființă pe care o simt și acum când vă povestesc ura din ochii vulpii. Această ură, simbol pentru resentimentele celor care nu pot să-și depășească de putința. E adevărat, așa este. Acestea toate rezistă în timp, maestre. Această ființă e vie și astăzi din nenorocire în societatea românească. Poate mai mult decât atunci. Poate mai agresiv decât Spuneți ca simbol sau ca personaj simbol, real? Da. Nu. Și există în mod real ura. Societatea noastră este măcinată la ora asta de ură. E împărțită societatea noastră, e jupuită de vie de această ură. Este în străinătate în ea, în ființa ei de această ură, care a creat o stare de neliniște în societatea noastră de astăzi. O stare de așteptare înfigurată și o stare de nesiguranță. Și în același timp, eu sper ca să dea naștere prin reversul medalii și la o nădejde că există totuși speranță. Maestre Dinu Săraru, simpla pronunțare a numelui dumneavoastră îl trimite pe ascultător la trilogia Niște Țărani, pentru că sunteți cel care ați definit extraordinar sentimentul unic, țărănia. Nu întâmplător a scris despre ultimul țăran din Slătioara, dar ați avut și o altă componentă a creației dumneavoastră care se așează pe același piedestal cu trilogia dedicată satului Vâlcean, că nu uitați niciodată obârșile. Și ați reușit, mă gândesc acum la romanul Ultimul bal la Șarpele Roșu. Ați reușit să redați spiritul unei epoci, să redați Bucureștii de altă dată, să redați tot acel tumult al unui tăvălug, scoțând în evidență personaje, întâmplări, cine știe istoria pentru că a trăit-o, poate să reconstituie ca o poveste în cheie. Eu vreau să vă duc către o imagine frumoasă în clipele următoare, maestre Dinu Săraru, să vi-l amintiți pe Jean Moscopol cântând Mână Birjar. Imaginea de altă dată a Bucureștiului, en passant, trecând
peste străzi, defilând destine, așa cum în teatru dumneavoastră ați reușit extraordinar să faceți să treacă galeria marilor personalități pe scena teatrului mic. De acord? De acord cu dumneavoastră, dar aș vrea să vă rog să fiți și dumneavoastră de acord cu, cum să spun eu, cu adăugirea mea. Vă rog. La Moscopul e vorba nu de București, ci de lumea Bucureștilor. Pentru da. Că atunci era o lume fermecată a Bucureștilor, care erau o lume vie. Acum e un oraș singur. Acolo se spune, acum vorbim de București. Nu putem spune pe străzile Bucureștilor. Pentru că Bucureștiul, ca niciodată, e singur în momentul de față. Maestre, lumea pe care o evocați dumneavoastră este lumea Bucureștilor. A unor mari romane dedicate acestei lumi. A unor mari sentimente, a unor mari opere muzicale, ca și șlagările lui Moscopol, lumea Bucureștilor. Lumea Bucureștilor, vă mulțumesc, pentru că eu am vrut doar să merg pe aceeași idee comparativă cu cele două planuri, așa cum am văzut vulpea vulpe și vulpea reală. Să spun atât că București acum sunt singuri. Atunci erau București clocotind de o viață sănătoasă, puternică, cu toate nenorocirile epocii, dar vie, dinamică, petrecăreață. Ați înțeles? Da. Și poate de aceea este momentul amintirii. E foarte bună ideea noastră. Vă mulțumesc. Jean Moscopol, Mână Birjar și o amintire de care nu ne putem despărți. Când mi-am amintit s-o mai iubesc, e zadarnic. Acum atâta doar vreau să uit tot chinul meu amarnic, să voinăresc și să beau mână dirjar și dumă-n noapte cât mai departe, oriunde-ai vrea, iubirea mea, e-o nebunie, nici în veție n-o pot uita. Aș vrea-n goană să uit ce-i suferința și vechea rară s-o vindec cu pahar. Mână virjar și dumă-n noapte cât mai departe, oriunde-ai vrea.
Maestre Dinuzăraru, a fost o încântare ca de obicei dialogul cu dumneavoastră. Recentul roman Ura din ochii vulpii are o istorie a scrierii și ne-ați spus-o că este un roman dictat, este o noutate în destinul dumneavoastră de scriitor. Are o istorie în esență pentru că se bazează pe o istorie culturală românească, dar este și o istorie a omului Dinuzăraru. Cât suflet din ce a trăit personal într-o epocă la Marele Teatru Mic ați strecurat în acest roman, maestre Dinuzăraru? Păi cred că e tot sufletul meu acolo. E tot sufletul meu. Fiecare rând de acolo a fost retrăit de mine. Am și început să vorbesc cu dumneavoastră e tot sufletul, fiecare rând de acolo, fiecare literă e retrăită de mine ca și când aș fi fost de față încă o dată la poveste. Pentru că să știți că oricât ar fi de bogată fantezia mea în acest roman și este, pentru că am construit o poveste de dragoste în care era gata să crești și eu așa am făcut-o și în care lumea nu o să creadă că eu o spun că n-a fost adevărată, dar tot ce e acolo este adevărat, este adevărul adevărat. Nimic din tot ce e acolo nu este care ține de fantezie, este un adevăr disimulat tot timpul, dar adevărul este intact. E sâmburul e adevărul. Este o poveste de dragoste și cu atât mai mult acest roman va atrage cititorul, pentru că titlul este unul care incită curiozitatea, Ura din ochii vulpii, parcă nu am ști, maestre, că vulpea e și rată, dar nu știam că și urăște într-atâta, deci este un plus de semnificație pe care l-ați adus. Eu vă spun ca vânător acum, vulpea este unul din cei mai cum să zic, diabolici, unul din cele mai diabolici animale pe care le-am întâlnit în vânătorile mele. Este extraordinar. Viața este o vânătoare? Este o vânătoare. Este o vânătoare regală, ca să ne aducem aminte de Dumitru Radu Popescu? Vânătorile nu sunt regale decât pe-un fast, dar ele sunt numai tragice. În esență sunt tragice. Da. În esență sunt tragice. Astăzi avem vulpea alături de noi, ca simbol, maestră. Dacă noi avem vulpea ca simbol lângă noi? Da. Da, sigur că da. Eu trăim sub imperiul acestei vulpi care este reprezentată ca ființă prin ură. Avem nevoie de măști ca la teatru ca să se vadă că nu suferim datorită urii din ochii vulpii? Nu avem nevoie, pentru că e atât de puternic impregnată viața noastră socială de povestea asta încât mi-e greu, sau sunt eu pesimist. Dar eu sunt lucid când spun. Noi trebuie să facem un efort extraordinar să redevenim noi înșine, pentru că suntem o țară și un popor cu combustie morală optimistă fundamental și plină de generozitate și plină de dragoste și plină de dragoste de aproapele. Nu putem fi creștini ortodoxi dacă nu vom învăța să iertăm fără resentiment. Maestre Dinuzăraru, sunteți un fenomen, un fenomen cultural, toată lumea trebuie să recunoască acest caracter al spiritului dumneavoastră, exploziv, dominant, cu o putere de regenerare extraordinară în orice epocă istorică sau culturală. Eu mă raportez permanent la trilogie. Se spunea recent la lansarea romanului Ura din ochii vulpii că și acest roman ar fi în esență o trilogie. Am aflat în acel context că acum dumneavoastră scrieți o nuvelă, adică de la spațiile largi narrative, îngustați spre a ajunge la esență și a scrie o nuvelă de conspirație. Câteva date despre această nouă scriere care tocmai acum se întâmplă. Să știți că am învățat târziu și eu, ca și alți scriitori. Am învățat târziu să scriem scurt. Să știți, n-ați văzut astea scriitori, vă dau două exemple de scriitori pe care eu iubesc foarte mult, foarte mult, extraordinar. Cele mai frumoase pagini din Hemingway, de pildă, sunt cele scurte, din novelele lui
și din romanele lui, care sunt foarte scurte. La Marchez e același lucru. A scris și romane tumultoase în sute de pagini, dar romane tulburătoare au fost foarte scurte. Și romanele de la sfârșitul vieții au fost și mai scurte. Cât de scurt a fost Bătrânul și Marea, de pildă. Și acolo e un roman uriaș. Poate că și eu am învățat târziu, foarte târziu, să scriu scurt și m-am îndreptat spre această novelă care va purta titlul Corida și care va descrie o corida. Eu am și corida am descoperit-o târziu ca fenomen teatral, ca să zic așa, sau spectacular. Și m-am îndrăgostit de ea și m-am îndrăgostit mai ales de faptul că actorul fundamental al acestui spectacol nu poate greși decât o singură dată. El este ca avionul care nu poate cădea decât o singură dată. Nu se cunoaște în istoria omenirii ca un avion să cadă de două ori. Când actorul în spectacol Corida moare în arenă, el a murit definitiv, pentru el nu mai există culise și nu mai există cabina în care după spectacol se retrage, se șterge și aprinde o țigare și pornește la cafenea să-și povestească succesul. Maestre Dinu Săraru, vă dorim putere de creație în continuare, sănătate de plină. Dialogurile memorabile cu dumneavoastră ar trebui salvate de la uitare prin tezaurizare. Ele s-ar putea constitui în cărțile vorbite ale scriitorului Dinu Săraru, cel care a avut harul de a transforma clipa în eternitate, cel care n-a uitat niciodată niște țărani, transformând țărănia în stare nobilă de supraviețuire. Uite, vedeți, spus, în istorie. M-ați făcut să-mi dau seama, și clipa și niște țărani sunt romane scurte. Da, dar ați lăcrămat când ați scris ultimul țăran din Slătioara. Da, era vorba despre mine. Da. Eu eram ultimul. Și? Eu constatam că sunt ultimul țăran din Slătioara. Iar astăzi ne-ați convins că ura din ochii vulpii poate întina o istorie, dar nu poate întina niciodată spiritul creatorului. Adică al dumneavoastră, maestre Dinu Săraru. E o carte și o carte a iertării fără resentimente. Este o frumoasă poveste de dragoste. Rămânem la această imagine finală, da. Maestre Dinu da. Săraru. I-am ascultat pe Ștefan Iordache și Sanda Lado și l-am ascultat pe Jean Moscopol. Propun în final să-l ascultăm pe Titi Botez cu Femeia Eterna Poveste. Foarte frumoasă ideea. Vă mulțumesc mult de tot pentru această prezență la Un Ceas de Taină cu maestru Dinu Săraru. Mulțumesc din suflet, la mulți ani, maestre. Eu vă mulțumesc din toată inima. Nopțile pustere, când singur ești și-ai vrea mângâieri, dulci ca și ieri, dar în zadar pe lupți amar. Cheia vieții e femeia și numai ea îți dă ce dorești, dar să știi să o iubești. Femeia eterna poveste, nu întreba cine este și iubește-o mereu. Oricare ar fi ea să fie, de ți-a fost dată ție, ia-o că-i bunul tău. Ascultă, de vrei să fii fericit, refrenul acestui cântec trăit. Femeia eterna poveste, întreba cine este și iubește-o mereu.
eterna poveste, nu-mi treba cine este, și iubești-o mereu.